Contestația a fost făcută în nume personal de către domnul Cezar Frățilă. A fost o încercare de hăituire mai mult de... Nu a fost un atac, asta a fost o sancțiune pe fond a unei greșeli de întocmire a listelor electorale. Eu cu domnul Grozavu sunt prieten de foarte mulți ani, nu am nimic cu dânsul personal. Voi sancționa și eu și organizația județeană orice abatere de la lege legat de aceste probleme. Frății l-a replicat și acuzațiilor lansate de fostul coleg de partid. Domnul Țuțuianu susține în continuare că PDL-ul este o remorcă a PDL-ului pe plan local. Vreau să-l anunț că nu este remorca nimănui. Și sunt prea mare ca să poți fi remorcat. Sunt prea mare eu, ca președinte de organizație municipală, să fiu remorcat de cineva. Dânsul, de fapt, este, așa cum a și spus în acea emisiune, este doar capitanul. Generalul bănuiesc că este altul în acel partid.